Profesorii din școli și licee ar urma să declare în fiecare an meditațiile pe care le fac cu elevii și școlile de la care provin aceștia, potrivit proiectului de ordin de ministru al educației de aprobare a procedurii de întocmire a unui registru de declarații de interese în învățământul preuniversitar. Documentul a fost pus în consultare publică de Ministerul Educației până pe 4 noiembrie 2023 și prevederile ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2024. Despre acest proiect, părerile râmnicenilor sunt împărțite. Este un proiect de lege ca de la 1 ianuarie profesorii să declare meditațiile pe care le fac cu elevii. Ce părere aveți? Normal, așa ar trebui, dar și eu sunt profesor, am fost și am făcut și meditații și nu le-am declarat pentru că nu era cazul atunci. Nu era legea. Da. Dar dacă unde e lege, nu-i tocmeală. Acest lucru a fost decis pentru a se asigura că profesorii fac toate eforturile la clasă pentru toți elevii în mod egal. Depinde de profesor, să știți. Pentru că dacă îți faci datoria la clasă, nu e nevoie de meditație, știți? Dar unde nu se poate, trebuie făcut un pic de meditație pentru ajutor. Sunt de acord să declare. Da, un lucru bun dacă faci așa. Da. Nu sunt de acord să declare veniturile obținute după meditații. Nu? Nu. De ce? Nu știu, mi se pare este munca lor în plus, salariile nu sunt prea grozave în învățământ și până la urmă este dorința fiecăruia de a câștiga mai mult din munca lui, nu? Eu cred că nu. Până la urmă este timpul lor liber și au dreptul să facă ce vrea. Prin acest proiect de lege se pun în aplicare prevederile noii legi a învățământului preuniversitar, act normativ care statutează explicit faptul că profesorii nu pot să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa sau clasele la care sunt încadrați în anul școlar în curs, având obligația de diligență să depună eforturi pentru atingerea competențelor necesare de către fiecare elev prin activitatea la clasă și prin programe de învățare remedială, au scris reprezentanții Ministerului Educației pe o rețea de socializare. Toți copiii să aibă o mână de ajutor, că ăsta este generația de va veni în viitor și ne va conduce. Nedepunerea declarațiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta procedură, precum și nedeclararea activităților de pregătire cu elevii, meditațiilor sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri, constituie abatere disciplinară.